Neața, neața, chiar mă gândeam ce rapid ai fost. E ușor să stai pe margine să te amuzi. Dar a fost. Am învățat super. De-a lungul timpului să mă îmbrac mai repede decât mă dezbrac, crede-mă. De la o vârstă pui dezbrăcatul la preludiu. Despre ce vorbim azi? O să ne alegem corect crema pentru față. Ești bine? Ia stai să văd gâtul. Ești bine? Un pic răgușită. Măi, să te palpezi un pic, măi, că la bună dimineața sănătate trebuie să fim toți tun. Și medicii nu se îmbolnăvesc niciodată. Întâmplă. Despre? Cum ne alegem corect crema pentru față? Da? Este foarte important acest lucru. Poate că nu ar strica întâi o vizită la medicul dermatolog. Să ne lămurească ce fel de tip de piele avem, apoi să cumpărăm crema dintr-o farmacie prescrise de medicii dermatologi sau recomandate direct de farmaciști. Dermatocosmeticele sunt produse sigure, special concepute pentru pielea sensibilă. Produsele dermatocosmetice au concentrația de ingrediente active maxim eficiente. Și amănunte aflăm imediat. Sunt foarte multe produse cosmetice pe piață. Cum alegem ceva potrivit nouă? Cred că sunt multe categorii de produse cosmetice, iar această categorie de produse cosmetice de farmacie este o categorie relativ nouă în România, adică cam de 10 ani se impune încet încet pe piață. Deci avem de ales între produsele de supermarket, care sunt evident la cel mai mic preț, dar nu avem o recomandare de specialitate. Avem produsele de farmacie sau dermatocosmetice, unde avantajul este că avem un consultant de specialitate care ne poate sfătui să alegem exact produsul care ni se potrivește, și cosmeticele de lux, care evident sunt cele mai scumpe. Ca și preț, la fel, produsele de farmacie sunt între produsele de lux și produsele de supermarket. Avantajul produselor de farmacie este că sunt sigure și eficiente, spunem noi, adică au ingredienți activi în concentrații mai mari, au mai multe studii clinice de eficacitate, ele sunt recomandate de medicii dermatologi și de către consultanții din farmacie. Deci avantajul este în primul rând siguranța. Și avem nevoie de siguranță pentru că Organizația Mondială a Sănătății declara acum câțiva ani că în următorii ani vom asista la o creștere a alergiilor în populația generală de 50%, iar dintre aceștia 70% vor avea o repercursiune cutanată. Deci pielea sensibilă este din ce în ce mai frecventă și la noi și nu numai la noi. Și din acest motiv există produse special concepute pentru pielea sensibilă. Produsele pentru pielea sensibilă, așa cum este gama noastră Ivaterm, sunt pentru pielea sensibilă pentru că au apă termală Herculane, în primul rând. Este ingredientul activ prezent în toate produsele noastre. Apa termală Herculane este apa la care noi am ajuns prima dată căutând o apă cu beneficii asupra pielii. Am ajuns la Herculane pentru că Herculane este cea mai veche stațiune termală din Europa. Și noi ne-am bucurat să găsim la Herculane un izvor termosalin cu proprietăți extraordinare, calmante și anti-iritante asupra pielii, proprietăți anti-inflamatorii, pe care evident le-am demonstrat ulterior cu studii clinice care au fost prezentate la congresele internaționale chiar de dermatologie. Deci apa termală Herculane nu este un ingredient oarecare, nu este doar o apă, este ingredientul activ, esențial din gama produselor noastre și ne bucurăm că avem la noi în țară multe ape termale și noi am fost primii care am utilizat apele termale în produse cosmetice. Apele
termale intră în compoziția produselor dermatocosmetice de îngrijire zilnică a pielii, dar sunt folosite și ca etapa procesului terapeutic în anumite afecțiuni dermatologice, de exemplu urticarii, dermatite, acne, rozacee. Folosite sub formă de spray-uri sau un component sau unei creme hidratante, apa termală își depozitează ingredientele atât la nivelul superficial al epidermului, cât și în profunzime la nivelul dermului, asigurând astfel echilibrul de care pielea iritată are nevoie. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir, ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Neața, ca să spunem bună dimineața, sănătate, zi minunată să aveți. Dani? Mulțumim, Simona, să ajungi frumos! Mersi și voi la fel!